Victor Ponta nu are nici pe departe șansele de câștigare a fotoliului prezidențial vehiculate, a declarat Klaus Iohannis în Bacău. Candidatul ACL la funcția de președinte al României subliniază că un premier care a readus țara în recesiune economică nu poate fi ales președinte. Zice-se că cel cu șanse mari este primul ministru al României, candidatul PSD. PSD-ul care guvernează România. PSD-ul care a luat România, care de bine de rău ieșise din criză. Și ce a făcut după 2 ani de guvernare? A băgat România înapoi în criză. Mai mult decât atât, PSD-ul nici măcar nu se califică pentru președinția României, a precizat Klaus Iohannis. Candidatul PSD-ului care a băgat România înapoi în criză se califică pentru prezidențiale? Nu se califică. Iar dacă în aceste condiții PSD-ul s-a înscris în lupta electorală, dreapta nu are motive de îngrijorare, ci stânga. Venind prin parc spre frumosul dumneavoastră teatru de vară, la un moment dat alea s-a despărțit și cineva din grup a întrebat: mergem prin dreapta sau prin stânga? Și am zis: putem să mergem și prin stânga, fiindcă noi nu ne temem de stânga, dar ei tremură de frica voastră. Klaus Iohannis s-a aflat în Bacău pentru lansarea oficială în bătălia pentru fotoliul prezidențial în județul Bacău.